Ui, și-mi place serialul ăsta. Bă, tataia, bă, dar m-am săturat, bă, în fiecare dimineață e aceeași poveste. Tataia! Ce vrei, prințesă? Bă, la ce serial te uiți dacă televizorul închis? Bă, tu ești normal la cap? Cum mai, dar nu-i deschis televizorul? Bă, tataia, bă, ți-am zis că trebuie să-ți iei pastilele. Că dacă nu ți le iei, uite, asta pățești. Tu uiți la un televizor închis și zici că, mamă, ce frumos e serialul. Cum mai, dar eu până acum m-am uitat la un televizor închis? Bă, tataia, bă, tu glumești? Ui, nu glumesc, dar stai așa. Ui, tu-ți bagi joc de mine. Televizorul ce l-ai deschis, tu-ți bagi joc de mine, este? Bă, tataia, bă, bă, ești ok? Bă, domnule motane, de ce-s doi de voi afară? Cum adică, bă? Da, ui, doi motane afară. Bă, tataia, bă, dar nu-i nimeni afară, uită-te, uită-te, nu-i niciun motan afară. Ui, cum adică? Auleu. Bă, tataia, bă, știi ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă, că trebuie să te duc la azilul de nebuni, bă. Cum ai să mă duci la azil de nebuni? Păi, uite, eu deja stau la un azil de nebuni. Cum adică, bă? Păi cu tine în casă, crede-mă, aici stai un azil de nebuni. Bă, nu glumesc, te duc la un azil de nebuni și te las acolo pentru câteva săptămâni să-ți revii, că văd că, bă, ai luat-o pe ulei. Nu ai, n-ai treabă, dar zi la spiritușul celălalt din spatele tău să nu mai râdă de mine. Ce spirituș? Na, bă, tataia, bă, trebuie să te duc repede, că văd că nebunești. Trilulilulilula, lulililuli. Ce faci, bă? Cânt cu spiritușul. Fai de capul meu, sunt răutății, știi? Hai da, repede la spital. Auleu. Bă, domnule motane, nu mă simt așa de bine. Stai cam, tataia, imediat ajungem la spital. Deci, trebuie să mai reziști puțin, hai da. Bă, ce se întâmplă cu mine? Mă doare capul. Văd chestii ciudate, paranormale. Domnule motane, ce se întâmplă? Nebunesc? Bă, cel mai probabil da. Uai! În loc să zici că nu, tataia, nu nebunești. Ești perfect normal și eu văd astea. Păi bă, mi-ai spus de când eram mic să nu te mint, așa că nu te-am mințit. Lasă vrăjala aia că tu mă minți în fiecare zi. Bună ziua, domnule doctor, sunt aici cu tataia. Hai, salut, ce faceți? În fine, vreau să-l ajutați pe tataia, vă rog frumos, cred că nebunești. Bună ziua, domnule Motan, dar cum adică nebunește tataia? Păi, bă, trebuie să-ți explic ceva. Eram acasă și a început să râdă și să zică că mamă, ce serial frumos, la un televizor închis. Și după aia au spus că vede spiriduș și mă vede afară, vede lucruri ciudate, are viziuni, nu știu ce are. Foarte ciudat. Bine atunci. Du-l în sală și vom face niște teste acolo să vedem care e treaba cu tataia. Vă mulțumesc frumos, hai da, tataia. Unde, cu ce plătim noi aici? Lasă, bă, că plătim noi cu... Găsim noi, bă, ceva. Stai calm, nu-ți face griji. Bine, dacă zici tu, ia uite. Ui, ce-i ăsta-i doctorul? Păi, da, ce-i, bă? Ui, ăsta-i robotul. Păi, da, bă, e doctor robot, așa că stai aici, așa are el grijă de tine, ok? Hai că vorbesc eu cu el acum. Bună ziua, domnule doctor, cum vă numiți? Bună ziua, eu sunt doctor Roboto. Doctor Roboto, ok. Puteți să-l ajutați, vă rog frumos, pe bunicul meu, pentru că nu știu ce are, dar cred că nebunește. Nu nebunesc! Cum am spus, cred că nebunește. Foarte ciudat. Mai spuneți-mi ce simptome are. Ce simptome are? Are halucinații, cred că, viziuni, nu știu ce are, că se uita astăzi la televizor, era închis televizorul, da, cum e ăsta de aici, și spunea că vede un serial de-a lui, că mă vede pe afară, vede spiriduș, vede o grămadă de chestii, și a început să cânte, foarte ciudat. Cred că înnebunește. Ui, nu nebunesc, ui, dar voi chiar nu vedeți televizorul că e deschis și nu vedeți persoana care stă în patul de alături? Bă, tataia, bă, mă sperii! Cum ai, dar nu-l vezi? E un bătrân care stă acolo. Bă, tu ești, bă, bătrânul care stă aici. N-ai alt bătrân. Bă, tataia, bă, nu, 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 nu. Vi las aici, domnul doctor, și mă sunați în caz de aveți nevoie de mine. Eu o să fiu aici pe stradă, mă duc la BBG, ok? Bine, domnule Matan, te vom suna în caz de avem nevoie de tine sau în caz de se întâmplă ceva cu tataia. Păi, domnule Motanei, nu mă lăsa aici! Îmi pare rău, tataia, trebuie să stai aici să te faci bine. Ui, vine bătrână după mine! Păi, tataia, bă, nu vine nimeni după tine, așa că stai acolo și fă-te bine, da? Mi-e frică, domnule Motan! Nu trebuie să-ți fie frică de doctor, bă! Aoleu, bă, doamne, săracul tataia! Hai că mă duc repede la BBG că-ți văd ce face și el.
Ia să mă duc eu să văd ce face bebegică oare. Bebegică! Ui, cine e acolo? Păi eu sunt, bă. Oh, domnule Mutant, dar ce faci? Că nu cred, nu credeam că o să vii azi pe la mine și n-am pregătit nica, deci ce faci aici, iază? Păi bă, ce să fac? Nici eu nu mă așteptam să vin aici, dar se pare că tataia, bă, este bolnav. Cum adică este bolnav? Da, bă, a început să vadă chestii, să audă, să... Bă, se uita astăzi dimineața la televizor cu televizorul închis și râdea singur. Și când m-am dus la el, a spus că eu o să afară, că sunt înăuntru, că spiriduș, că nu știu ce, a început să cânte. Bă, cred că o nebunit. Ue, probabil să fie și asta, dar nu vreau să-i sperii, doar că mai este o posibilitate. Poftim? Cum adică, bă, mai este o posibilitate? Ce posibilitate poate mai existi? Ue, ai auzit vreodată de fantomii? Bă, da, am auzit de fantomii, dar nu există, bă, fantomii. N-are cum, nu. Ui, crede-mă, am cunoscut odată pe cineva care a fost bântuit de o fantomă și așa a început, ușor, cu viziunii de astea, că vedeai chestii, că nu știu ce. Și bă, în câteva zile a fost foarte gravă situația, foarte gravă, bă. N-am mai avut ce să facem, așa că a trebuit să-l închidim pentru totdeauna, într-un azil de nebuni. Auleu, bă. Dar cine era persoana asta? Nu contează ei cine. Nu contează. Contează faptul că trebuie să mergem la tataia și să-l ajutăm în momentul ăsta. Bă, e la spital, nu-i nicio fantomă în toată situația asta, deci stai calm, o să-l ajute ea de la spital și o să fie bine. Numai că cât timp stă el la spital, eu o să trebuiască să stau la tine. Plătești chirii? Păi bă, dar tu când ai stat la mine ai plătit chirii? Cum ai să nu? Am plătit chirii și mâncare, și pentru mine, și pentru tine, ei! Nu știu de ce mai pus să plătesc chirii pentru tine, la tine în casă, pe lângă chiria mea, dar în fine, plătești și chiria mea și chiria ta acum, cât stai la mine. Hai de capul meu. Bine, bă, bine, bine. Ochi pentru ochi și dinti pentru dinti, tu ești, văd că... Dar păi să, cum să nu? Păi atunci... Aaaa! Ia să... Tu dormi aici în colțul tău de cameră și eu dorm aici în colțul meu de cameră. Bine, bine, așa facem. Da, vezi că acum trebuie să mergem la tataia. Bine, bă, ia și dorme leacă și mergem după, hai. Domnul Mutant, trezește-te! Ce? Ue, am dormit cam mult și m-am uitat la ceas, e 12 noaptea și s-aud sirenii de pompieri și de poliție. Și bă, ce sirenii, bă, că eu n-au nimica? Ei bine, poate alarma de la spital. Nu știu ce s-aude, dar s-aude ceva. Hai să mergem repede la spital. Hai, bă, să mergem, să vedem. Bă, dormeam așa de bine, mă mai și trezești. Vai de capul tău, bebegică. Hai să mergem. Hai, dar mai repede, că tare mi-e frică că s-a întâmplat ceva la spital. N-are cum, bă, nu s-a întâmplat nimic la spital. Nu vezi spitalul? E bine! Bă, bebegică! Auleu, arde spitalul! Bă, cine-s ăștia doi? Bună ziua, cine sunteți? Bună ziua, noi suntem pompieri. Pompieri, ok. Dacă sunteți pompieri, unde-i mașina de pompieri? Unde-i apa? Unde-i extintoarele? Unde-i tot? Ei bine, nu mai avem echipament pentru că l-am vândut, dar am venit aici măcar să ne uităm ce frumos arde spitalul. Fai de capul vostru, bă, dă-te că mă duc! Ard! Bă, stai așa, bă, e ceva suspect aici. Bă, doctorul ăsta nu a murit din cauza focului. Bă! Ceva s-a întâmplat. Cineva l-a bătut aici. Trebuie să verific. Tataia, unde ești? Tataia. Domnule Matan. Bă, opa, domnul doctor, vină cu aici. Roboto, domnul doctor, Roboto, vină cu aici repede. Trece afară cu mine. Aoleu, ardem. Felicitări, domnule Mutant, l-ai scos afară pe domnul doctor, bravo, te putem angaja deja ca pompier. Taci, bă, din gură, că nu vreau să mă angajați nicăieri, vină cu acei, domnul doctor, spune-mi ce s-a întâmplat înăuntru, de ce o luat foc spitalul și mai presus de toate astea, unde-i tataia? Domnule Mutant, trebuie să înțelegi că acela nu mai este bunicul tău, nu mai este tataia și nu este bolnav. Nu este nebun, ci cred că este mult mai rău decât atât. S-ar putea să fie posedat, deoarece s-a trezit, a început să leviteze și ne-a distrus pe toți, iar după aceea a dat foc spitalului. Trebuie să te duci și să vezi unde s-ar fi putut duce, deoarece
spunea ceva de un ritual sacru. Ritual sacru? Bă, bebegică, ai spus că tu știi chestii de astea. Ce ritual sacru vorbești? O, nu, domnule Motan. Asta e grav. Cum adică e grav, bă? Domnule Motan, trebuie să înțelegi că ritualul ăsta poate să aducă spiritul în corpul lui tataia pentru totdeauna și să-l transforme pe tataia într-un spirit. Aoleu, bă, trebuie să mergem să verificăm. Ai idei unde s-ar fi putut duce? Înainte să fi plecat, mormăia ceva de o cabană în pădure abandonată. Bai de capul meu, bă, bebegică, trebuie să mergem. Ui, domnule Motan, trebuie să ne grăbim, dar mai întâi trebuie să găsim un preot. Mergem, bă, și luăm și un preot. Haide, mergem să-l salvăm pe tataia. Haide! Bă, bebegică, ești sigur că aici stă preotul ăla? Da, ui, da! Bă, da, de ce nu-i nimeni aici? Asta nu-i biserică? Ba, dai, da, cum să-ți explic? Celor din sat li-i foarte frică de el, așa că de ce să nu mai vină la slujbă? Păi de ce le-ar fi frică, bă, de preot? E, te las pe tine să vezi. Hai, de capul meu. Bună ziua, domnule preot, cum vă numiți? Aleleu, aleleu, eu-s Gheță! Gheță, Gheorghețu, aa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 a
săracul a avut de-a face cu atât de multe spirite paranormale de astea nebunii, încât cred că o nebunii și el. Aoleu, alt nebun pe listă. Domnule Ghiță Gheorghiță, am nevoie de ajutorul vostru. Aleleu, aleleu, și ajutorul vrei tu, mă tânășuliază. Păi, cum să vă explic? Se pare că tataia, adică bunicul Motan, adică bunicul meu, este nu bolnav, posedat. Și vreau să mă ajutați să-l fac să scape din spiritul ăla, pentru că o da foc la spital și după aia o fugit în păduri, bă. Eleleu, eleleu, asta e foarte grav atunci. Înseamnă că e în ultimul stagiu apoi posedarea lui. Cum adică? Înseamnă că în 24 de ore, dacă nu ne grăbim, s-a dus tataia. Da, cum am mai spus? Ai niște băutură? N-am băutură, dar trebuie să ne grăbim. Hai da. Uite, e de acolo tipul masă o cărticică. De ce? Eu cu tine. Și hai da, să mergem. Dar ce e asta, bă? Cum să nu știi? Cartea sfântă. Biblie, bă! Auleu, bebegică ține asta. Hai, mergem. Hai să-l salvăm pe tataia. Eleleu, eleleu, dar pentru asta să și Tony de Peri. Bă, nu știu cum ai ajuns așa, dar aș fi vrut sincer să te cunosc înainte să fi fost atât de nebun. Domnule Motan, trebuie să înțelegi o chestie. Spiritele rele umblă tot timpul pe pământul ăsta. Așa că, ei, la câte spirite rele am văzut, crede-mă, nu mai pot. Aoleu, bă, mi-e frică deja de tine. Nu știu de ce să-mi fie frică mai tare, de tine sau de fantomă. Nu știu, cred că de ambele deodată. Hai să mergem la tataia să-l salvăm, că avem 24 de ore. Hai da, domnul preot, iahuuu! Ue, domnule Motan, mai zi-mi odată ce căutăm la casa noastră? Ue, vreau să găsesc ceva aici. Bă, da, stai așa. Băi, cineva aici la casa noastră? Bă, cine-i ăsta, că-i urât tare? Ue, eu știu cine e. Cine-i, bă? Ghiță Gheorghiță, preotul, spune-mi cine-i? Ue, se pare că aici stai monstru care l-a posedat pe tataia. Bă, n-are cum, n-are cum, n-are cum. Tataia nu e aici. Tataia a spus că e într-o pădure, trebuie să facă ritualul sacru. Ue, cred că deja ritualul sacru a fost făcut. Ia du-și întreabă-l. Auleu. Tataia, tataia, tu ești? Ue, domnule Motan, ajută-mă! Ue, m-a posedat ăsta într-o la... Salut, domnule Motan. Ia-ți adio de la tataia, deoarece de azi înainte eu îi controlez corpul. Nu, 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 nu!